Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Am văzut că a nebunit toată lumea și în afară și în România cu TikTok sau Musical.ly sau cum căcati se spune. Așa că prima compilație pe care am găsit-o cu TikTok pe YouTube, o să mă uit și o să văd cam ce face lumea în așa ceva. O să considerăm asta un fel de încearcă să nu te cringuiești, așa că sper că n-am nimic ascuțit la îndemână. Hai să vedem ce face lumea. Direct cum a început clipul, vedem aici o anumit, o, cum să spună, o superbitate, o ceva nemai văzut până acum, un chip mirific. Bun, hai că ajunge cu ironia, să-i dăm play. Deja presim că o să-mi iau mare copyright. Nu știu de ce tot presim că-mi iau copyright. Okay. I guess I'll just have to show you what you're missing. Ok, deci, cum spuneam, pe lângă faptul că această femeie este superbă, o mai vedem și semi-udă. Cel puțin părul chiar pare să fie ud. Dar stai un pic. Și-a vopsit părul verde, dar în mijlocul mare așa cărarea, în pana mea, zici care chelie în 3 ani o să arate ca Băsescu când avea șuviță. Pariu că dacă omul ăsta se duce în orice club din București sau oriunde în țară, în orice club de fițe, 3 tipe pe oră agață, vă zic sigur. Cu aceste mișcări, corecție, 4 tipe și jumătate în 45 de minute. Dracu, mă, asta are dinți de vampir. Trei stariule, te-am găsit, bă! Asta e fată sau băie? Cum n-o seama? Piei satană! Bă, s-a umplut YouTube-ul de vampiri, ce dracu, mă? Au plecat vampirii în Transilvania. Mamă, ce fac, boi, nici Gamioes nu e așa motherfucker ca și ăsta. El acum verifică mesajele din DM, înțelegi, și se uită, mamă, ce sfârcuri are asta. Mă, stau și mânesc, oare coada ce o avea tipa asta e coada din aia de general o găsești pe la sex shop-uri, cred că știți, cu cap de ăla de intră, hai că știți voi că la stați pe net mai mult ca mine pe site-uri de genul. Dar fix asta vreau să mă uit în gura unei grase, cel mai frumos lucru pe care îl poți vedea în ziua de astăzi. Și mai e și cheală în gură. Al vampir, bă, deci să înțeleg că e o modă nouă să ai dinți de vampir, că nu înțeleg. Să mor eu. Dacă văd acum o fată pe stradă cu dinți de vampir, se uită la mine, îi dau numai pumni în gură până îi scot caninii aia de zici că vor să iasă din gură să o scarpine așa la, în capătul bărbiei. Ce dracu, mă, spârșenele alea. Ai de capul meu. Bă, astea sunt aripile lui Relu. Oare copiii femeii astea sunt mândri de mama lor? Totuși se mândresc cu asemenea mamă? Nu vine să scot ochii din cap cu lingura asta, din cereale. Publicitate, stați un pic. Aoleu. Întâi am dat de oameni ciudați, apoi de vampiri și acum dă și de travestiți. Dacă cunoașteți oameni care folosesc TikTok și fac în puii mei așa ceva și se... Ce schemele astea de homosexual în devenire? Mai și scoate limba, bă! Try to not cringe, e la nivelul imposibil ăsta. No, 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 no. Nu mai gata, mă mută pe planeta asta, nu se poate așa ceva. Mă, cumva TikTok-ul este un fel de thriller pentru un viitor film horror. Da, beautiful, cu dinții de vampir în gură.
Să înțeleg că trebuie să vină o modă nouă curând și la noi și o să le vedeți pe toate, o să vedeți toate vlogărițele noastre cum își bagă dinți de vampir. Ah, m-am prins de ce, că vine Halloween-ul și la modă e vampirul anul ăsta, am înțeles. Sunt un vampir. Am murit în pula mea. Asta e cea mai badass bunică posibil. Dă-te mă de aici. Bă frate, vreau și eu să filmez clipul ăsta să mă pun liniștit la somnic să-l editez mâine dimineață. Și văd asta. Mai zici că e varianta feminină a lui din It. Nu, mai gata, nu mi-ajunge, mi-ajunge. Nu, mai gata. Prea cringe, fără mișto, m-am cringe-ui rău de tot. Dacă aflu că, virgulă, marea majoritate a soliștilor de la formațiile pe care le ascult eu fac așa ceva și ei, mă fac manelis peste noapte. Nu știu cum mai domn după ce am văzut. Că uitați și voi. Ce e asta, mă? Eu nu sunt genul ăla să-mi fie frică de clown. Dar cred că dacă văd un clown machiat așa, nu mai gata. Mi-am dezvoltat o nouă fobie. Bă, copii, ce pot spune? Băgați-vă la somn, îmi ziceați unii să mă joc jocuri horror, mai bine boi la așa ceva, sincer, e mult mai horror decât orice Outlast sau, nu știu, Five Nights at Freddy's, ce mai jucați voi.